La inițiativa deputatului de Giurgiu, Nicolae Florian, în zona liberă Giurgiu a fost organizat un simpozion pentru implementarea proiectelor de dezvoltare a zonei Dunării. La aceeași masă au stat reprezentanții ai Catedrei Internaționale pentru Strategia în regiunea Dunării, cei doi senatori giurgiuveni, Nicolae Bădălău și Lucian Iliescu, dar și academicieni, profesori universitari și specialiști în atragerea de fonduri europene. Scopul acestei reuniuni îl reprezintă pregătirea evenimentelor majore din această toamnă la Palatul Parlamentului, referitoare la implementarea strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării. În data de 26-27 septembrie, la Palatul Parlamentului, va avea loc fondarea Alianței Comunităților Locale Riverane Dunării din România. Asta înseamnă că noi trebuie să avem și noi reprezentanții noștri acolo și susținătorii noștri. De asemenea, trebuie să identificăm și proiectele care se descrie pentru dezvoltarea acestei zone a noastră, pentru că asta, de asta și noi ne zbatem cu toți autoritățile locale, parlamentari, autorități județene, pentru a dezvolta și această localitate și acest județ. Atragerea de fonduri europene prin strategia Dunării poate fi esențială pentru localitățile riverane Dunării și dacă România nu se grăbește să întocmească proiecte, riscă să piardă fonduri uriașe. Specialiștii care au participat la seminarul de la Giurgiu au tras un semnal de alarmă valabil pentru toți factorii de decizie, pentru că în joc sunt peste 100 de miliarde de euro, bani destinați tuturor zonelor dunărene. Sunt posibilități la N plus infinit de accesarea fondului. Totul este cum reușești să te axezi pe o zonă, pornind de la regiuni foarte mici, către entități mai mari sau mijlocii mari, pentru că nu se vrea neapărat de sus în jos, ci se vrea de la bază către zona de guvernare. Adică rolul de data aceasta se inversează. Coordonatorul strategiei, totuși primul ministru, da. Coordonatorul. Vorbim de zona, deci de zona mare, de umbrela mare. Da, important este că la nivel de strategie se gândește implicarea necondiționată a societății civile, a autorităților locale, a mediului academic și universitar, pentru că una dintre priorități este cercetarea, implementarea. În cadrul aceluiași eveniment s-a lansat și propunerea ca la nivelul județului Giurgiu să se înființeze un centru de competitivitate și training, în care parteneri să fie toți primarii care doresc să implementeze proiecte în ceea ce privește Dunărea. Ce trebuie să facă Giurgiu și celelalte localități dunărene pentru a nu pierde trenul cu bani europeni, puteți afla imediat după jurnal, chiar de la analistul economic Valentin Ionescu, în cadrul unei ediții speciale.